pe noi ne-au chemat vecinii că ne azi de mașină. Și a venit printre mașini și da, era, exact asta, Cristina era, era aici lângă mea. A fost aici, am zis că am iau la mea. Asta zic. Căstiga... Deci, să zic așa, pe excepția studenții. Spar geamul și-a aruncat un... ceva gen molotov. Și l-a luat cu mașina. Poftim? Da. Da. Vedeți cum arată. Aveți probleme? Știți că cineva ar vrea să vă facă rău? Nu. Ardea tare mașina? Păi, tare. Cât putea să ardă de la... nu știu ce era acum să stabilească dânsii și ce-a aruncat. Dar era clar, ieșeau flăcări pe fereastră. Uitați-vă că se vede că bănuiesc că a stat vreo 5 minute în foc. Uitați-vă, capota de sus e praf. Vedeți că o sări vopseaua. Parbrizul e spart. Cine a văzut că o spart geamul, se întoarce, mă gândesc. Păi am înțeles că s-a dus un domn ofițer la deasă, la mașină. I-a zis, fică, mă, că ardea mașina, s-a auzit o bubuitură și până am venit jos aici, eu am dat telefon la pompier, zice, unde arde? Pe Poienițe. Mulțumesc că am fost anunțat. Ardea tare mașina? Ardea cu flăcări, se vedeau flăcări, deși eu stau în partea aia la etajul 1, prin pop, dar se vedea flăcări și fum. S-a văzut. Se bănuiește că ar fi cineva, că ar fi pus focul? Nu știu, și-l cunosc pe domnul, e vecin aici cu atâta timp, da. Nici el nu știe, zice că ar fi fost doi cu lugă și au fugit pe aici, i-a auzit cineva, un vecin de acolo.